Bună, sunt Cezara Munteanu, actriță și astăzi aș vrea să vorbim despre cum ne găsim motivația să facem orice sau cum reușim să fim motivați să facem ceea ce ne dorim. De foarte multe ori primesc întrebarea cum reușesc să fac atâtea lucruri, de unde am timp, de unde găsesc energie și forță să merg mai departe. Și astăzi vreau să împărtășesc cu voi câteva din lucrurile care pe mine mă ajută. În primul rând, este foarte important cum îți începi ziua. Să te trezești și în loc să stai, nu știu, pe telefon și să vezi ce s-a mai întâmplat pe social media, să-i dai un refresh casei tale, să deschizi geamul, să aerisești, să-ți faci patul. Să-ți dai un refresh ție, să te speli pe dinți, pe față, să faci duș. Cred că sunt mici elemente care ne ajută să ne începem ziua în forță, chiar dacă trebuie să plecăm de acasă sau nu. Și asta o să ne ajute să ne apucăm mai repede de îndeplinit obiectivele pe care ni le-am propus în ziua respectivă. Al doilea aspect care pe mine m-a ajutat foarte mult și în această perioadă de pandemie și care mă ajută să mă motivez și îmi dă energie, este să fac sport. Măcar 30 de minute dimineața înainte să încep celelalte activități. Dacă fac sport, după aia mă simt energizată toată ziua, am o dispoziție foarte bună și sunt mult mai deschisă și optimistă spre tot ceea ce urmează să se întâmple în ziua respectivă. Numărul 3. Notează-ți pe un carnețel obiectivele și ceea ce îți propui tu pentru o zi, o săptămână sau o lună. Indiferent de perioada pe care vrei tu să o parcurgi, fie pe un an, este important să îți notezi într-un carnețel ceea ce îți propui. Eu mă orientez foarte mult după principiul OKRs, Objectives and Key Results. Adică îți notezi obiectivele și după aia îți notezi modul în care ajungi să îți atingi acele obiective. Dacă tu îți faci acele două liste în care știi, îmi doresc să mă duc în vacanță, de exemplu, luna aceasta, și apoi scrii modalitatea prin care poți face asta, pun bani deoparte, îmi caut bilete de avion, îmi caut cazare, deja îți dai seama ce ai de făcut ca să îți poți duce la îndeplinire acest plan și chiar să se întâmple. Și atunci, dacă reușești să-ți pui pe hârtie toate astea, să le pui într-o ordine, când le citești, îți este mult mai ușor să știi ce pas ai de făcut și ce urmează să se întâmple. Acordă timp activităților pe care îți dorești să le faci într-o zi. Fă-ți un program cât mai clar. Pentru că dacă o să-ți scrii de dimineață pe foaie că vrei să cânți la pian, să mergi la magazin, să citești o carte, să scrii două eseuri și să și lucrezi, o să ajungi la sfârșitul serii fără să fi făcut mare lucru de pe listă. În schimb, dacă scrii că de la 11 la 12 vrei să studiezi, de la 2 la 4 vrei să citești, de la 5 la 7 să scrii eseurile și între timp să mai și lucrezi, o să vezi că vei putea să duci la bun sfârșit planul pe care l-ai făcut de dimineață. După ce ai stabilit ceea ce îți dorești să faci în ziua respectivă și ți-ai notat în carnețel și ți-ai dat seama de ce trebuie să te apuci, e foarte important să îți economisești timp. Adică nu sta foarte mult să te gândești dacă să te apuci de o activitate sau nu, ci pur și simplu începe să o faci. Dacă ai ceva de făcut, nu pierde timpul gândindu-te sau trăgând de tine, ci pur și simplu apucă-te să o faci. Că o să vezi că o să-ți vină inspirația, o să-ți vină cheful, o să-ți vină motivația. Și așa îți salvezi ție timp. Pentru că noi de cele mai multe ori spunem că nu avem timp să facem anumite lucruri, dar dacă stăm să ne uităm la o zi de-a noastră și vedem câte momente au fost în care pur și simplu am pierdut timpul sau am stat pe telefon sau am stat pe social media, ne dăm seama că, de fapt, am fi putut face mult mai multe lucruri dacă ne-am fi economisit nouă timpul. Deci, salvează-ți timp! Fii conștient de fiecare realizare a ta. O să vezi că în momentul în care le notezi pe hârtie și la un moment dat te duci și faci o bifă în dreptul lor, o să te bucuri foarte tare că ai dus acel plan la bun sfârșit și că ți-ai atins scopul. Bucură-te de el și sărbătorește fiecare pas micuț până când o să ajungi la pasul cel mare. Este important să înveți să fii inspirat și motivat. Întotdeauna îmi caut inspirația în oamenii din jurul meu.
și mă ajută foarte mult, de exemplu, într-o zi să ascult un discurs motivațional, să ascult ce are de zis un om care este de succes sau a ajuns undeva departe sau are o poveste pe care vrea să o împărtășească cu ceilalți. Sunt foarte multe TED Talk-uri care te ajută și pe care le poți urmări și care sunt convinsă că o să te inspire în ceea ce ai de făcut tu. Și de asemenea, este foarte important să te înconjori de oameni care te inspiră. Prietenii tăi să fie oameni de succes, oameni de la care ai ceva de învățat. Și eu pot să zic că sunt foarte norocoasă că am prieteni în toate domeniile și mă inspiră atât de mult și le simt sprijinul și suportul și îmi dau seama cât este de important să ai astfel de oameni în jurul tău. Pentru că, indiferent de domeniu, o să vezi că povestea lor te inspiră și te motivează și pe tine. Împărtășește-ți visul sau reușita cu cei dragi, cu cei pe care îi iubești. Chiar dacă la noi se spune să nu vorbești despre ceva pentru că e posibil să nu se mai întâmple, ei bine, dacă nu vrei să vorbești despre visul tău, atunci vorbește despre reușita ta cu cei pe care îi iubești, pentru că ei se vor bucura, iar asta îți va da energie să mergi mai departe. După ce ți-ai notat ceea ce vrei să faci, după ce ai fost inspirat și motivat de către ceilalți și de către prietenii tăi, este important ca atunci când îți setezi un obiectiv pe un termen lung, să fie unul adevărat și realizabil. Nu zic să nu visezi departe și să nu visezi mare, dar să visezi adevărat, adică ceea ce poți face tu cu forțele tale și cu puterea ta, cu inspirația ta, să știi sigur că poți ajunge acolo. Visează departe, dar fii și sigur că îți poți planifica pașii ca să ajungi acolo. Fii flexibil și fii îngăduitor cu tine. Dacă te-ai trezit de dimineață și ești foarte obosit, nu ai energie și nu simți nevoia să faci nimic, este în regulă. Putem să avem și o zi în care să ne odihnim și să nu facem nimic. Să ne uităm la seriale, să citim o carte, pur și simplu să ne relaxăm mintea. Este în regulă. Nu fi foarte dur cu tine, pentru că mai avem nevoie și de zile în care să ne odihnim. Asta este ceva ce eu îmi repet destul de des, pentru că sunt o persoană care îi place să muncească mult și am multe pasiuni, multe activități și de fiecare dată îmi doresc să fac și mai mult și mai mult. Și uneori chiar te trezești fără energie și atunci e bine să-ți amintești că e în regulă să te și odihnești. Sărbătorește-ți succesul. În momentul în care ți-ai atins obiectivul, ți-ai atins idealul, merită să sărbătorești, să te bucuri de asta, pentru că ai muncit să ajungi acolo, te-ai bucurat de proces și acum ai toate motivele să fii fericit. Deci nu uita să sărbătorești. Bravo! Acestea sunt trucurile de care eu mă folosesc. Dacă v-au plăcut, dacă v-au inspirat, vă invit să vă abonați la canalul meu de YouTube ca să fiți la curent cu tot ce mai postez. Sper din tot sufletul să vă fie de folos. Ne vedem aici, ne vedem pe Instagram, ne vedem pe social media. V-am pupat!